Așteptat cu atâta interes de publicul bucureștean, ansamblul teatrului Atelier din Paris a sosit. În gara de nord, oaspeții au fost întâmpinați de numeroși artiști ai teatrelor din capitală și reprezentanți ai instituțiilor de artă. Actorii francezi au fost salutați de artista poporului Lucia Sturza Bulandra. A răspuns directorul teatrului Andrei Barsac, mulțumind în numele colegilor lui pentru primirea cordială. Cu prilejul concursului Căminelor Culturale, premiul întâi a fost acordat echipei din Comuna Budișteni, Pitești, iar premiul 2 Teatrului de Păpuși al Casei Raionale de Cultură din Roman. Același premiu a fost acordat Casei de Cultură Maghiară Sándor Petőfi din București. Vă prezentăm un fragment din Nuntă ciobănească, interpretat de echipa din Rășinari, Sibiu. Fata mea, bucure! Asta să fie! Amin! Bine! Teatrul Municipal a dat o reprezentație în fața lucrătorilor din Ministerul Agriculturii și a unor țărani colectiviști. Artista poporului Lucia Sturza Bulandra, directoarea teatrului, a vorbit celor prezenți. A urmat apoi piesa Vlaicu și feciorii săi, de Lucia Demetrius. În rolul lui Vlaicu, artistul emerit Ștefan Ciubotărașu. Bunicul meu a muncit 25 de ani pe moșie la boierul Sotir. 25 de ani am durat haraplicul locofătului Dobre. 25 de ani și-am covoiat spinarea și-a scuipat sânge ca să cumpere locul ăla de la Vado. Păi tocmai asta nu mai vrem noi, să trăim cum trăia bunicul. Și eu am trudit pe moșie la băiatul Sotir, la colonul Ventilii, că până mă luau toți dracii. Că era rău ca măsă și bețiv ca tațu. Și să vă las să-l duceți pământul, fiindcă v-a intrat în cap nu știu ce. Știi ce ne-a intrat în cap, tată? Știm, nu te mai băga. Știi ce ne-a intrat? Tată. Dacă noi toți o să fim uniți la un loc, nu o să ne mai înghită niciun sotir și nicio sotiroaie. Dacă noi toți o să fim uniți la un loc, niciunul nu o să mai ridice greu ogorului la deal cu calul sau cu vaca de lapte la plug. O să ne are tractorul. Și o să fim mai bogați decât acum. Și până la urmă, Vlaicu se convinge de avantajele gospodăriei colective. Ce vrei, mă? Ce vreți voi, mă? Să vă cad în genunchi, să vă rog să mă primiți? După ce v-am înjurat atâta. Dar nu-i nimeni tata din colectivă care să vrea să-i cază în genunchi. Ce vrei, mă? Ce vrei? Păi, dacă vezi dumneavoastră că ți-ar fi mai bine... Văd! Și nu mai îi scoate sufletul ăsta. Văd că am eu ochi. Suntem încredințați că forțele păcii, în fruntea cărora se află statele socialiste, vor izbuti să asigure o pace trainică în lume, a scris delegației țării noastre la Organizația Națiunilor Unite, artista poporului Lucia Sturza Bulandra. În întreaga țară au loc adunări în care se transmit delegației române la sesiunea adunării generale a Organizației Națiunilor Unite urări de succes. Astă seară mă duc la circ. Este a treia oară că mă duc la circ. Prima dată l-am văzut acolo pe Alexandru, sfărâmătorul de lanțuri. Hai să mergem, dăm braț. Ți-ți drept, băie, ți-ți drept! Un, doi, un, doi, doi! Spectatorii care, an de-a rândul, au aplaudat maestria artistică a Luciei Sturza Bulandra, au adus un ultim și emoționant omagiu celei care mai bine de 60 de ani a depus o rotnică și neobosită activitate în slujba teatrului românesc. La catafalcul Luciei Sturza Bulandra, artistă de mare talent, activistă pe tărâm obștesc, profesoară și directoarea Teatrului Municipal
au făcut de gardă colegi de teatru din vechea și noua generație. După ceremonia de doliu, sicriul a fost ridicat de actori și așezat pe carul funebru. Pretutindeni pe străzile capitalei pe unde a trecut carul funebru, o nesfârșită mulțime de oameni au adus un ultim salut strălucitei reprezentante a scenei românești. O pas în fața teatrului Lucia Sturza-Bulandra. Artistul poporului Jules Cazaban evocă marea personalitate a actriței. Încetarea din viața Luciei Sturza-Bulandra este o grea pierdere pentru scena românească, căreia i-a dat strălucire prin nenumărate creații de neuitat.